Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioase Părinte Stareț, Preacucernici Părinți și iubiți frați și surori. Dăm slavă lui Dumnezeu că încă o dată suntem împreună la hramul mănăstirii de la Dâncu. Participăm la Sfânta Liturghie. Și cum este firesc, medităm și la un scurt cuvânt de învățătură. Și scurtul cuvânt de învățătură de astăzi îl intitulez așa. Mărturisirea Domnului Iisus Hristos în vremurile noastre. L-am auzit pe Sfântul Apostol Matei, redându-ne cuvântul Mântuitorului. Oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu celui din ceruri. Iar cel ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi lepăda de el înaintea Tatălui meu celui din ceruri. De ce am ales aceste versete din Scriptură? Pentru că Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, în vremea lui, l-a mărturisit pe Domnul Iisus Hristos cu viața. Era în timpul celei de-a 10-a persecuții mari pornită împotriva creștinilor. Sângele mucenicilor curgea ca apa. Sfântul Pantelimon, așa cum citim în Sinaxar, era fiul unui om vestit, mama lui era creștină în taină, s-a încreștinat și el, la început s-a numit Pandeleon, adică puternic ca un leu, dar după ce a devenit creștin, s-a numit Pantelimon, adică atot milostivul. L-a mărturisit pe Hristos Dumnezeu. Și pe vremea împăratului Galeriu, după ce a fost trecut printr-o sumedenie de chinuri, la sfârșit, i s-a tăiat capul pentru credința lui în Hristos. L-a mărturisit pe Domnul Iisus Hristos cu viața lui. Era la anul 303 după Domnul Iisus Hristos. Au fost mulți cei ce l-au mărturisit pe Domnul Hristos cu viața lor atunci. Dar să știți că și în vremurile noastre sunt locuri unde, dorind să fii creștin, poți ajunge să-L și mărturisești cu viața ta. Noi avem liniște și pace în România, dar în Siria, în Egipt și în alte țări se poate merge cu mărturisirea Domnului Hristos până la fi omorât. Și sunt și exemple scrise în cărțile care circulă și pe care le avem la îndemână. Îmi rămâne mie în minte, dar sunt și altele, noul mucenic Evgenie, care a fost ucis de ceceni. Pentru ce motiv? Pentru că, soldat fiind și căzând într-o ambuscadă, n-a vrut să-și dea crușulița de la gât și să treacă la musulmani ca să trăiască. Sfârșitul a fost că i s-a tăiat capul. Și acum, în vremurile acestea moderne.
Și mai sunt locuri unde mărturia creștină ajunge până la a-ți da viața. Acum, am zis că scurtul meu cuvânt de învățătură are subiectul următor. Mărturisirea lui Hristos astăzi, aici, în România. Citim în întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, în primul capitol, în versetul 15. După Sfântul care v-a chemat pe voi înșivă, fiți și voi sfinți în toată petrecerea vieții voastre. Vedeți Sfântul care ne-a chemat, Domnul Hristos. Ne cere să fim sfinți în toată petrecerea vieții noastre, așa cum Sfânt a fost marele mucenic Pantelimon, ocrotitorul Sfintei Mănăstirii acesteia, pe care îl pomenim astăzi. Ei, mucenicii, sfinții, l-au iubit mult, mult de tot pe Domnul Iisus Hristos. Cu un an în urmă, era un mitropolit la Sibiu, mitropolitul Nicolae Mladic, și el, înainte de a fi mitropolit, a scris o carte de teologie morală, și în cartea respectivă, referitor la sfinți, zice așa, citând iubirea lui față de Dumnezeu. Această iubire s-a arătat în mucenici mai tare decât moartea și în ceilalți sfinți mai tare decât toate ispitele și greutățile vieții. Ea e adevărata iubire din tot sufletul, din tot cugetul, din toată inima, din toate puterile. Ea transformă întreaga ființă într-o flacără a iubirii. Se înțelege că în cel ce a ajuns la înălțimea acestei iubiri se străvede Hristos cu întreaga lui sfințenie. Prin ei, sfințenia lui Hristos, e lucrătoare în lume. Și mai sublinia acest mitropolit pe care l-am pomenit că atunci când vorbim de sfințenie, de sfințenia la care dorim noi să ajungem, că așa ne zice Sfântul Petru, după Sfântul care v-a chemat, fiți și voi sfinți în toată petrecerea vieții voastre. Această sfințenie are două aspecte. Un prim aspect este sfințenia sacramentală, iar culmea sfințeniei este sfințenia morală. Mă și explic. Sfințenia sacramentală o primim în dar. Când suntem botezați, ne unim cu Hristos. Când ne cuminecăm, ne unim cu Hristos. Când suntem miruiți, primim darul Duhului Sfânt. Prin toate tainele bisericii, primim această sfințenie sacramentală, care este darul Domnului Iisus Hristos, câștigat prin jertfa crucii. Dar trebuie să ajungem și la o sfințenie morală, adică să ne străduim noi înșine să călcăm pe urmele Domnului nostru Iisus Hristos. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi o dignă sufletelor voastre. Pentru această sfințenie morală, pentru culmea la care au ajuns sfinții, Sfântul Pantelimon, trebuie să pui umărul, trebuie să faci fapte bune, trebuie să mergi la biserică, trebuie să te rogi lui Dumnezeu, trebuie să postești, trebuie să fii bun, trebuie să faci fapte de milostenie. Toate acestea te ajută ca să-ți câștigi și o sfințenie morală. Și aceasta efectiv te duce lângă Domnul Iisus Hristos.
după Sfântul care v-a chemat, fiți și voi sfinți în toată petrecerea vieții voastre. Acum, spuneam la început că subiectul predicii este să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos astăzi. Cu ce? Cu viața noastră. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre cele bune, să-L preamărească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Până mai anii trecuți, la Sfântul Munte Athos a trăit un părinte, Sfântul Paisie Aghioritu, primul sfânt pe care l-am întâlnit în viață, încă fiind el. Și Sfântul Paisie Aghioritu, pe toți pelerinii care ajungeau pe la el, îi povățuia, îi învăța. Și zicea el, i-aș împărți pe oamenii de astăzi în trei cete. Pe de-o parte, elevii și studenții, pe de altă parte, oamenii maturi, oamenii activi, oamenii încadrați în câmpul muncii și pe de altă parte, noi toți creștini. Și zicea părintele Paisie Aghioritu, din nefericire, observ, cât o meteacnă la fiecare din aceste categorii. Elevii și studenții ar vrea să ia note mari fără să învețe. Oamenii din câmpul muncii ar vrea să câștige mult fără să muncească. Și noi creștinii am vrea să ajungem în rai fără să ne nevoim, fără să ne rugăm, fără să postim, fără să mergem la biserică, fără să facem fapte bune, fără să facem milostenie. Ori acestea trei sunt imposibile. Ca să-L mărturisești pe Hristos astăzi, elev și student fiind, trebuie să înveți bine, să fii cu minte. Ca să-L mărturisești pe Hristos astăzi, om matur fiind, trebuie să muncești serios. Serios. Și ca să-L mărturisim pe Hristos, toți creștinii, care dorim să ajungem în rai, efectiv trebuie să avem o viață spirituală normală, să venim la biserică, să ne rugăm, să postim, să ne spovedim, să ne împărtășim, să facem fapte de milostenie. Așa îl mărturisim pe Domnul Iisus Hristos astăzi, în vremurile noastre. Sfântul Pantelimon l-a mărturisit cu viața atunci, și i s-a tăiat capul în anul 303. Noi îl mărturisim pe Domnul Hristos astăzi prin viața noastră. Aceasta este scurta predică pe care am vrut să vă pun la suflet și aș mai adăuga exemplu concret. Părintele Cleopa aici încearcă să-L mărturisească pe Hristos străduindu-se să ridice această vatră monahală pentru care îi dăm slavă lui Dumnezeu și îl rugăm să-l țină pe Părintele Cleopa sănătos, râvnitor, ca să poată merge mai departe cu tot programul cel ce a făcut cu această sfântă mănăstire. Vedeți, frățiile voastre, cât de frumos crește așezământul acesta monahal, din punct de vedere edilitar. Am zis că aceasta este scurta predică de astăzi, pe care o rezumăm în cuvintele să-L mărturisim pe Domnul Hristos acum, astăzi, în vremurile noastre, în vremurile acestea postmoderne, când e multă rătăcire, dar sunt și oameni credincioși. Și când vom pleca de la mănăstire, de la Dâncu, să putem spune ca vechii credincioși care plecând de la mănăstire cântau așa. În suflet ducem credință, dragoste și pocăință, în suflet ducem tărie și cerească bucurie.
în suflet duce în putere și cerească mângâiere. Amin. La mulți ani.